putea totaliza 22 de puncte în această grupă D. Să-l vedem pe Cristi Tănase cu mingea la picior. Tănase, trecere superbă, Tănase, șut! O pasă extraordinară! 3-0! S-a terminat, dragi prieteni! România câștigă acest meci prin această super reușită a lui Cristi Tănase din minutul 88. S-a avut dreptate! România trebuia să fie mai clar decât în scorul. Am avut 3-4 ocazii mari. Ungurii n-au pus probleme. Vedeam acum că ne recuperăm din punct de vedere fizic și mental pentru un set de marți. Ar până atunci să ne bucurăm de această victorie frumoasă. Ne bucurăm în această seară de această